Momentan arbitrăm echipa Over 16. În prima, cred că prima jumătate a standului, băieții au reușit să prindă 17 pești, probabil undeva la vreo 30 în total, dar doar 17 punctabil. În ultimele 200-300 de metri, din păcate, nu știu, peștii n-au mai răspuns și n-am mai reușit nici cum să mai punctăm niciun pește. The truth to come out is a good day for the storm to break. Is a good day for the truth to get told. You're gonna have to fight fire with fire. Is a good day to climb down from the fence. So it's a good day for the hurricane. Is a good day to choose your side. You're gonna have to jump into the flame. Avem al patrulea pește din această manșă, printre Adi Trâmbițaș și un lipan foarte frumos, de Zetea. 219 mm și îl trecem și pe foaia de arbitraj. Adi, o să te rog să însemnezi. Mersi. Mai avem încă un pește. La 228. Știu că nu mă puțin să însemnez, te rog. Da, mersi. 228, îl trecem pe foaia de arbitraj. Ora 9:24. Păstrăv. Salutare pescari, am plăcerea să arbitrez echipa Fly Fishing Reghin. Suntem, suntem pe o apă foarte frumoasă, Târnava, în dreptul localităților Zetea și Subcetate, în cadrul celei de-a șaptea ediții a FRPMA Challenge. Este un concurs pe echipe, sunt 12 echipe participante aici, număr frumos de tineri, avem cred că peste 7 tineri promițători și așteptăm să vină tot mai mulți. Îi arbitrez pe Țucă și pe Adi, până la ora aceasta au, cred că au deja 6 pești. Da. Se pare că apa are bunitate, băieții știu să pescuiască și la cât mai multe capturi. Yeah, I'm the queen of the kill. I make
Ne aflăm pe râul Târnava Mare, la frumosul concurs de pescuit. E un concurs de pescuit pe echipe. Momentan îi arbitrăm pe doi băieți care promit mult. Tocmai Bogdan, care se află acolo mai jos, a reușit să prindă un frumos păstrăv de 334 de milimetri. Cred că este foarte mândru de realizarea lui. Foarte frumos, dar în același timp, părerea mea este că e foarte dificil. Drept dovadă stă în faptul că după masa asta peștii nu au prea colaborat cu noi. Avem aici doi pescari foarte buni, chiar acum sunt în drill. Și amândoi, acestea... Amândoi. Acestea fiind spuse, îmi fac datoria de arbitru. 192, 216. În ultima oră s-au activat peștii, pentru că până acum era slab de tot. Thank you.
felicitări de aici. Felicitări. Trupă serioasă. Felicitări. Felicitări, David. Bă, tu mai... Bine. Bun. Avem așa. Extreme Generations. Care voi? Felicitări odată. Pe Aron. Zoli. Așa, Aron. Uite, Aron. Bă. Felicitări, super tare. Bravo, băieții. Bravo, bravo. De la etapul ăla, felicitări, tizul meu, Darius. Diploma, bravo, maestre. Bă, cred că o prins cineva unul mai mare ca tine, da? Nu-i nimic. Că n-au dormit, nu-i nimic. Ia Vasile, felicitări. Ia Vasile, colegii tăi cior pățit de aștia că s-au accidentat. Dacă nu sunt pe locul fruntaș, nu prea le place la festivitatea de premiere, așa, nu? Au penalizare. Bă, sunteți o semi-surpriză foarte plăcută. Respecte. Așa, stați să vedem o dată diplomele și premiile, că nu plecați așa, că trebuie să primiți mai multe chestii. Nu, băieții, gata. Trebuie să și... Ursul polar, Ursus maritimus, ok? Bravo. Fly fishing dragon. Aplauze! Hai, ce faceți? Unde-i? Veselie! Așa, dăm o dată noroc. Dăm o dată felicitări, Silar. Felicitări, Ovidiu. Bă, felicitări, iar ați fost sus. Odată vă dăm diplomele. Așa. Premiile mi le mânează Zoli sau Andreas, care sunt Zoli. Așa. Locul 2, așa. Bun. Pe lângă asta, din partea Marelui Pescar, un voucher de 300 de lei. Ok? Optim, Ovidiu. Și din partea Federației, asta Zoli, te rog pe tine tu să le mânezi. Așa, ok? Din partea Federației, 450 de lei, pe care Zoli, el este șeful și el este... Bun, nu. Aici vreau aplauze, să vă concentrați, să vă pregătiți foarte bine, pentru că avem The Best Junior, ok? Premiu pentru toată lumea, aplauze pentru Aron! Bravo, Aron! Deci ai diploma de Best Junior, felicitări! Sperăm că ne vedem și la alte etape. Că ne mai vizitezi acum, nu? Treci la poză acolo cu diploma. Bun. Oameni buni, după cum bine știți, localnicii știu foarte bine peștii. Și noroc, dacă fac divers, o prins bunul meu prieten Andrei, acum o săptămână, un super păstrăv mare așa, și trimit poza lui Zoli, și ce un l-o prins? Zis, păi acolo, pe ăsta îl cheamă Sani. Da, bă, avem cea mai mare captură, aplauze vă rog pentru Andraș. Cât de mare? 36 de centimetri? 36,6. Da. Lipan sau păstrăv? Ce păstrăv. Aici ai un voucher din partea Marelui Pescar de 100 de lei. Felicitări! Bine, Adre! Bravo, mă! Cureș, aplauze pentru ei, locul întâi, Fly Fishing Dragon. Și-au luat revanșa. Bravo, felicitări! Felicitări, Alin, respecte! Ia și așa, așa una pentru Adi, exact, să-i dăm una și pentru Adi. Ce? Bun, astea unui pentru Adrian, fiecare aveți câte un premiu. Așa, din partea, numai un pic, din partea Marelui Pescar, mulțumim încă o dată Marelui Pescar pe această cale, un voucher de 500 de lei pe care îl puteți folosi pe site-ul lor. Ok? Iar din partea Federației și a organa noastră, un premiu de 600 de lei. Aplauze pentru locul întâi, toată lumea! Haideți, băgați-vă acolo!